Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Azi, o ediție specială. Lumina politică de la răsărit, care a orbit și România vreme de o jumătate de veac, se pogoară acum din cer sub forma unor rachete care lovesc în rafală Ucraina. Tot de la ruși vine și ploaia de gloanțe deasupra Europei, însă, din fericire, România e acoperită de umbrela NATO. Totuși, dinspre apus, vin și vești alarmante. Oamenii s-au săturat de război. A obosit Europa sau e doar propagandă de tip sovietic? Crescut în umbra marelui URSS, noul tiran de la Kremlin se transformă, dacă socotim victimele, într-un mic Stalin. Se va opri Putin la granița României sau a început marșul spre războiul mondial? De ce trompetele Rusiei cântă și la București? Răul va triumfa exact ca în romanele rusești sau binele va declanșa o operațiune specială? Aflăm toate răspunsurile de la secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană. Domnule Gioană, bine ați venit la Prima TV. Mulțumesc pentru invitație. Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment care, spun unii analiști, poate schimba într-un fel soarta războiului. Acel atac terorist, îi spune Vladimir Putin, din satul rusesc de la granița dintre Ucraina, Belarus și Federația Rusă. În urma acelui atac, Putin a convocat Consiliul de Securitate de șefii serviciilor secrete. Dumneavoastră ce credeți? A fost o înscenare sau un caz veridic? Bun, sunt elemente de veridicitate, să spunem, pentru că acolo ceva s-a întâmplat. Acest atac a fost revendicat de un grup de luptători ruși împotriva regimului Putin. De ce președintele Putin face dintr-un incident? E adevărat, întotdeauna moartea unor oameni, unor civili, este o pierdere și este un lucru condamnabil. Un eveniment atât de important încât să convoace sistemul maxim de securitate este pentru comunicare strategică, pentru propriul său public. Deci are nevoie să comunice publicului din țara sa faptul că dușmanul este periculos, că are arme din partea NATO. E un narativ în care încearcă să-și consolideze susținerea pentru război din partea propriei sale opinie publice. Rest este un eveniment. Au fost situații mult mai severe. Scufundarea navei amiral rusești din Marea Neagră. Dărâmarea unei părți importante a podului care lega Crimea. Deci este un incident evident dureros pentru cei care au murit, dar minor ca și amplitudine și ca impact. Cum vedeți continuarea războiului? Poate fi și mai sângeros decât atât? Va fi un război care va continua cu intensitate probabil sporită odată cu venirea primăverii. Este o ciclicitate a anotimpurilor care influențează războiul. Și nu este prima dată când iarna creează condiții pentru o parte puțin mai lentă. Generalul iarnă, știm din istorie. Deși Rusia a încercat să declanșeze o ofensivă, mai degrabă o încercare de a testa punctele vulnerabile din lanțul de apărare ucrainian. Este un front pe flancul estic și pe flancul sudic al frontului ucrainian de 1000 și ceva de kilometri, e lung, dar se pare că aceste încercări ale Rusiei de a declanșa o ofensivă de iarnă-primăvară, dacă vreți, nu a mers foarte, foarte bine, așa cum n-a mers deloc bine întregul război pentru Federația Rusă. Deci, în continuare, la ce să ne așteptăm? Un război de lungă durată? Astăzi nu vedem condiții politice pentru ca cele două părți să ajungă la masa negocierilor. De obicei, războaiele se concluzionează la masa negocierilor. De asemenea, de să spunem și un alt lucru. Dacă războaiele pe care noi le ținem minte prin arhive sau străbunicii noștri chiar le-au și trăit săracii de ei, har Domnului că suntem în NATO pentru că acest lucru nu se mai întâmpla pe teritoriul României, pentru că asta este frumusețea de a fi în NATO. Este foarte clar că niciuna dintre părți nu va sfârși războiul prin ocuparea capitalei celuilalt. Nici ucrainii nu ajung la Moscova, cum încearcă să zică Putin, nici rușii nu au cum să ajungă la Kiev. Sigur nu au cum să ajungă la Kiev? Nu, niciodată nimic asigur, dar este clar că Ucraina este o țară care se luptă cu micul mare pentru propria lor supraviețuire, pentru existența lor, pentru libertatea lor, o fac foarte, foarte bine. S-a ajutat și de noi, trebuie să spunem că și noi am ajutat. Și nu ajutăm exclusiv cu echipamente militare. I-am ajutat cu doctrina militară, cu transformarea unei culturi de armată de tip sovietic într-una de tip NATO.
Și de asta sunt foarte performanți. Unul pentru că luptă cu alt eroism, când îți aperi țara, lupi într-un fel, când te duci într-o agresiune fără sens, rușii au moralul mult mai scăzut. Dar nu vedem condiții politice pentru încheierea rapidă a acestui război. Vedem o tactică veche rusească și sovietică de folosire a cantității. Vedem cum efortul de recrutare de noi militari continuă, mai discret, mai puțin vizibil. Deci oameni pe care Putin îi transformă în carne de tun. Și inclusiv cei care au fost eliberați din închisorile rusești, recrutați de Wagner, cei care au murit acum atât de mult în acest început de ofensivă rusească, au fost în principal prizonierii eliberați. Oamenii au crezut că scapă de sentința de acolo, s-au dus la sentința cea mai gravă pe câmpul de luptă. Deci trebuie să fim pregătiți pentru un război care va continua, care va crește în intensitate în următoarele luni. Noi, opinia noastră este că aceste câteva luni de zile pot să dea o anumită direcție pentru viitorul acestui conflict. Sperăm și ajutăm pe ucranieni ca ei să aibă capacitatea de a putea să reziste și, de ce nu, să aibă o contraofensivă de succes care să le permită să elibereze cât mai mult teritoriu ocupat ilegal de către Federația Rusă. Apropo de grupul Wagner, liderul acestui grup, domnul Prigojin, bucătarul lui Putin sau măcelarul lui Putin, cum este el cunoscut în presa internațională, spune că grupul său, armata sa, recrutat, așa cum ați povestit, din pușcăriile rusești, a înconjurat orașul Bahmut. Ce informații aveți în acest sens? E o luptă sângeroasă de câteva luni bune deja. E un loc care are o importanță strategică relativă, dar cred că a căpătat o relevanță simbolică masivă. De aceea rușii au nevoie de un mic succes, mai ales de când au trebuit să elibereze zona Kherson și de când nu reușesc să avanseze în mod semnificativ pe front. Au nevoie undeva să demonstreze că dinamica războiului s-a schimbat. Deci acolo, într-adevăr, este o luptă strașnică. Grupul Wagner are și militari profesioniști, mercenari profesioniști. Îi vedem și în Africa. Uitați-vă câte regimuri africane preferă această ofertă din partea grupului Wagner, care de fapt este o mână în armată exterioară a Federației Ruse. În interior sunt și discuții pentru un joc de putere în interiorul Kremlinului și este clar că între conducerea armatei și conducerea grupului Wagner există o rivalitate, inclusiv politică. Dar asta nu face ca linia de comandă verticală către Putin să se fi schimbat și de aceea considerăm că vom avea și forțe ale Federației Ruse, forțe militare propriu-zise, care vor intra în luptă cât de curând. Nu vedem să fie mai bine antrenați, să fie mai motivați, să fie mai bine echipați, dar va veni în cantități mari, în număr mare. Și acest lucru în sine este o escaladare a acestui război, care deja e suficient de sângeros și de păcătos. Aminteați de ajutorul pe care îl oferă statele membre NATO Ucrainei, armatei ucrainene, și l-am ascultat chiar ieri sau alaltăieri pe fostul președinte al Rusiei, unul dintre apropiații lui Vladimir Putin, Medvedev, care tocmai asta sublinia, că ajutorul oferit de NATO în acest război îi transformă pe cei din NATO, pe statele membre NATO, ca parte, ca jucători în războiul dintre Ucraina și Rusia. Cum vedeți din perspectiva NATO? Vi se pare că Rusia va invoca acest argument pentru a ataca și state membre NATO? Repet, este o problemă de comunicare. Rusia are nevoie de un dușman pe măsura mitologiei că Rusia este o mare putere militară. Iar faptul că nu reușesc să-i dovedească pe ucrainieni îi face să găsească cea mai simplă scuză pentru propria lor neputință. Să spună că de fapt nu se luptă cu ucrainienii, se luptă de fapt cu marele NATO și cu marele conglomerat occidental. Nu e adevărat. Noi nu suntem parte a acestui conflict. Și vreau să vă spun că parte din ceea ce fac eu, secretarul general, echipa noastră de conducere de la NATO, este să evităm escaladarea acestui conflict. A ajuta pe ucrainieni este un lucru moral corect, pentru că apără o națiune care a fost agresată, este politic absolut firesc, pentru că democrația trebuie apărată și strategic face sens. Pentru că, așa cum spuneai, dacă Ucraina bat într-un lemn ipotetic, nu a reușit să reziste acestei agresiuni formidabile a Federației Ruse, exemplul
pe care și Rusia și alte puteri autoritare l-ar avea ar fi că prin forță, prin război, poți să cucerești teritoriul. Ceea ce ar fi prost pentru toată lumea. Dar, pe de altă parte, Rusia nu are astăzi nici capacitatea și nici intenția să înceapă un război cu noi. Pentru că ei de-abia se descurcă în Ucraina, ce să vorbim despre NATO, care este o forță militară și politică și economică și tehnologică mult mai mare decât cea a rușilor. Trebuie să fim foarte atenți la riscul de escaladare prin incident sau accident. Este un lucru la care suntem foarte, foarte atenți. De aceea este bine să existe canale de comunicare pe linie militară cu cei din Rusia, pentru că dar astăzi vreau să spun extrem de clar, pentru că mai sunt încă, pe bună dreptate, și oameni din România, și evident mă interesează, e țara mea, dar și din alte țări europene care sunt oarecum preocupate de riscul de escaladare, pot să spun extrem de clar că azi nu avem niciun indiciu că Federația Rusă ar avea intenția sau capabilitatea să înceapă ceva agresiv împotriva NATO, nu face sens. Dar în același timp trebuie să fim atenți ca acest război să nu escaladeze dincolo de un război pe teritoriul local. Totuși, în mod utopic, dacă ne gândim că Vladimir Putin, în nebunia sa militară, ar ataca România, suntem absolut siguri că restul statelor membre NATO ar activa acel articol celebru, printre care și o sintagmă, o deviză a muschetarilor, toți pentru unul și unul pentru toți? Încă o dată, nu, chiar și în, să zic, în formule de iraționalitate strategică, nu vedem Federația Rusă având intenție și capacitatea de a ataca țările NATO. Vreau să spun un singur lucru. Și acest faimos și puternic articol 5 este valabil și este activ. Noi nu comunicăm tot ceea ce facem din punct de vedere pregătire militară, din punct de vedere planificare militară, din punct de vedere investiții în apărare, din punct de vedere pregătirea prezenței noastre în România și pe flancul estic. Deci noi suntem oameni serioși. Și atunci când există un pericol chiar îndepărtat, trebuie să ne pregătim și pentru eventualități mai puțin plăcute. Deci articolul 5 este extrem de activ, este extrem de real și rușii știu că nu este o simplă declarație politică. De aceea ne facem treaba, apărăm teritoriul aliat, populația aliată. România este o țară foarte importantă pentru noi NATO, foarte importantă pentru că geografia României, geopolitica României, multiregională. România este o țară pivot, o țară platformă. Și către Marea Neagră, și către Est, și către Balcani, și către centrul Europei, și către Orientul Mijlociu extins. România are o valoare strategică excepțional de importantă pentru noi. De aceea românii pot să fie liniștiți, suntem aici să apărăm, articolul 5 este real. Și este cel mai mare factor de descurajare împotriva agresiunii. Deci noi facem descurajare și apărare în această ordine. Pentru că văzând forțe suplimentare în România, în Polonia, pe flancul estic, Rusia își dă seama că orice încercare de a agresa un stat aliat va fi lovit de răspunsul mușchetarilor. Unul pentru toți și toți pentru unul. Vă întreb pentru că vedem lideri ai unor state membre NATO care par că au înțelegeri pe sub masă cu Moscova, cu Vladimir Putin. Nu. Trebuie să fim... Deci, putem vorbi de momentul până 24 februarie anul trecut. Când au fost, într-adevăr, și trebuie să recunoaștem acest lucru. Și noi nu e cu supărare. Până la urmă, noi nu suntem în NATO un tot unitar. Suntem 30, sperăm 32 de democrații. Fiecare vede lucrurile în mod propriu. Deci a existat, poate până în ultima clipă, înainte de război, încercări din partea unor lideri europeni să găsească o formulă de a descuraja Rusia să înceapă acest război. Nu e nimic rău aici. Asta pot să vă spun extrem de clar. Uitați-vă la Germania, care a avut relația economică, energie, cea mai profundă cu Federația Rusă. Și când înși vorbesc și cancelarul Scholz a fost în Bundestag și a vorbit de Zeitenwende, de trezirea strategică a Germaniei, acest lucru s-a întâmplat. Astăzi, Germania nu mai importă gaz din Federația Rusă. Deloc. Și au construit în timp record. Asta ar fi o lecție bună și pentru alți aliați, inclusiv din regiunea noastră. Au construit în timp record 5 terminale de gaz natural lichefiat la Marea Baltică, la Marea Nordului. Și-au schimbat în mod radical economia. Deci n-aș putea spune că astăzi există vreo lider european care să se gândească la altceva decât că Rusia s-a auto-exclus din Europa. Nimeni nu a dorit ca Rusia să plece dintr-o relație, dacă nu cordială, măcar predictibilă cu restul Europei.
Și de aceea, cancelarul Scholz, revin la cancelarul Scholz, a spus că centrul de greutate al Europei se mută către Est, este adevărat. Ucraina va fi parte a Europei Democratice, Moldova va fi parte a Europei Democratice, pentru că atunci când există voința suverană a unei țări de a merge într-o direcție, și dacă oamenii sunt în adevăr perseverenți, acel lucru se va întâmpla. Nici despre Victor Orban nu aveți semne de întrebare, pentru că vedem în interiorul Uniunii Europene cel puțin blochează anumite pachete de sancțiuni. Sigur, după negocieri la sânge cu liderii europeni. La Uniunea Europeană este puțin mai diversificat meniul. E adevărat. Dar la noi, la NATO, deși există o anumită preocupare față de modul în care ucrainienii tratează minoritățile naționale, mai sunt elemente care și la NATO se resimt. Dar una peste alta, strategic, toți aliații din toate geografiile, de toate dimensiunile și de pe cele două continente sunt foarte, foarte uniți. A spune că n-am avut în NATO o unitate atât de serioasă de foarte, foarte mulți ani. Cât de importantă este România pentru NATO? Dacă puteți să-mi explicați, ca să înțeleagă oamenii simpli, dincolo de limbajul diplomatic și de sintagma celebră, stabilitatea flancului estic. România ca stat modern este creația a două realități. O realitate geopolitică și o realitate a leadership-ului național, a ideii naționale, a proiectului național. România modernă a fost creată în urma războiului Crimeei, 1853-1856, când Anglia și cu Franța au sărit în ajutorul Imperiului Otoman foarte slăbit, pentru că Rusia deja făcuse visul lui Petru cel Mare joncțiunea prin România. Moldova și Țara Românească erau sub guvernatorat rusesc, generalul Kiseleriev era guvernatorul țărilor române. Deci visul lui Petru cel Mare, acces prin România, către Balcan, către Mediterană, se îndeplinise. Și acest lucru era inacceptabil pentru puterile europene. Războiul Crimeei a început pe Dunăre. Și a început la Calafat, a fost o bătălie la Mariupol, navele englezești au intrat în Marea Neagră, i-au împins pe ruși dincolo de Caucaz. Atunci a apărut România în prima sa formă, a spune nu mica unire, pentru că nu cred că e adevărat, a spune prima unire. Și întotdeauna, și acolo a fost o elită, elita pașoptistă, Alexandru Ioan Cuza, Cogălnicianu, toți ceilalți. După asta a venit primul război mondial. Deci România are în sine un rol de buffer strategic și de platformă strategică multiregională, a spune fără egal. Probabil Polonia să aibă un rol similar strategic. Problema pentru România, și o spun nu ca lider NATO, o spun ca român, ca patriot român, este că dacă din punct de vedere strategic astăzi suntem în cea mai bună situație din istoria acestei națiuni, niciodată nu am fost mai la adăpost decât acum. Cu întreg Occidentul Democratic alături de noi și noi partea Occidentului Democratic, în NATO și nu e. Unde există încă o dificultate este de a transfera relevanța strategică imensă a României, rolul strategic imens al României, geografia excepțională a României, dacă vreți, în dividende economice, în investiții, în modernizare, într-un salt istoric. Și aici este, de fapt, marea provocare pentru liderii și pentru românii de astăzi. Românii mai simpli și românii care poate că au poziții de influență. Este cum facem ca această relevanță strategică excepțională, faptul că NATO îți asigură securitatea, că ești Uniunea Europeană, să prospere economic. Și să te duci să fii la nivelul țărilor occidentale. Ăsta e, de fapt, proiectul național. Și aici trebuie să facem mai bine. Și acum ne-am apucat, oarecum forțați de evenimente, să înțelegem că portul Constanța și porturile dunărene, maritime, Brăila, Galați, celelalte, sunt imens de importante strategic și economic. Acum ne apucăm să facem puncte de trecere frontieră comună cu Ucraina și cu Republica Moldova. Înainte de al doilea război, aveam zeci și zeci de puncte de trecere de frontieră între România, teritoriul românesc și Basarabia, acum cu Republica Moldova. Acum sunt mult prea puține. Deci, infrastructuri, capacitate logistică, investiții, faptul că în clipa de față se schimbă... Mai este și un lucru foarte interesant. Astăzi, din nou, după mulți, mulți ani de zile, multe decenii, între geopolitică, între strategie și securitate și economie s-a creat o relație atât de strânsă.
În clipa de față se reclădesc lanțuri de aprovizionare și de producție. Se relochează facilități de producție. M-am avut astăzi dimineață o întâlnire cu Camera de Comerț Germană din România și am făcut un apel la dânsii. Haideți să lucrăm împreună pentru a putea să mergem la nivelul următor, împreună cu companiile românești. Deci cred că este o invitație, este un lucru foarte bun, trebuie aplaudat, România este în siguranță, este NATO, dar cred că în clipa de față avem o obligație să încercăm cu toții, liderii politici, liderii economici, noi ca cetățeni obișnuiți, să încercăm să facem acest salt istoric. Ar fi păcat de Dumnezeu să nu aducem România din punct de vedere economic și nivel de prosperitate și civilizație la nivelul importanței strategice pe care o avem. Ați pomenit de Dunăre. În acest moment este un diferent, o dispută, poate incipientă, între România și Ucraina pe canalul Bâstroe. Poate să schimbe această dispută percepția românilor față de Ucraina, față de războiul din Ucraina? Eu nu cunosc detalii, că sunt detalii tehnice și înțeleg că au început ceva discuții. Dincolo de măsurătorile tehnice de adâncime. Dar eu le-am spus liderilor ucraineni cu care m-am întâlnit. M-am întâlnit și la München, m-am întâlnit și la Bruxelles, mă întâlnesc des cu ei. Mă întâlnesc des cu ei pentru că colaborăm foarte bine cu ei. Și le-am spus ca și coleg. Atenție, se întâmplă ceva în relația între Ucraina și România, care creează o dificultate în opinia publică românească. Și e păcat de Dumnezeu, pentru că românii au fost, și româncele, am fost excepțional de solidar cu ei. Și istoria României cu Ucraina n-a fost simplă istoric. N-a fost simplă niciodată. Și e acolo o chestiune care e... Minorități, teritoriu rupt. Trebuie tratată. Și polonezii au avut cu ucrainienii probleme și mai mari decât noi. Deci au avut bucăți de sute de kilometri de țară mutată către vest. Și Prusia Orientală e astăzi Polonia. Ucraina de vest și Belarusul a fost Polonia. Deci au probleme alții mai complicat. Dar le-am spus un lucru pe care sper să-l... Și l-am spus, cum să spun, cu foarte multă prietenie și cu dorința de a fi sigur că păstrăm această relație bună și această solidaritate cu dânsii, că sunt câteva elemente care pot să devină iritante în chestiunea aceasta și sper ca dialogul bilateral și o discuție directă și francă, dacă este nevoie, trebuie făcută. Eu cred că derusificarea Ucrainei este un lucru pe care liderii de acolo trebuie să o facă. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că trebuie să lucrezi către deromânizare sau către a lucra nediferențiat pe comunități etnice care n-au altceva decât că sunt cetățeni loiali al Ucrainei, sunt pe front, se luptă și ei, sunt și etnici români, ucrainieni, care sunt și ei pe front, e populație de limbă română, problema religiei este importantă. Deci, cred că mai multă sensibilitate la chestiuni care pot să strice acest sprijin formidabil al românilor pentru Ucraina, cred că trebuie avut grijă și din partea dânșilor și cred că și partea română, nu e problema mea să dau sfaturi aliaților, trebuie să intre de o manieră directă într-o discuție cu dânșii. Dar nu credeți că politicienii români alimentează această dispută din dorința de a căpăta voturi? Nu știu, eu sunt mult mai distanțat de politica de zi cu zi din România. O urmăresc, pentru că, evident, odată ce ai virusul, politicii nu dispare ușor. Dar eu simt în continuare înțelegerea faptului că este un moment dramatic pentru Europa, dramatic pentru ucrainieni și că este bine să construim și pentru viitor. Vine și vremea reconstrucției în Ucraina. Vine și vremea în care Republica Moldova va avea șansa să evadeze de la periferia Europei să vină către Europa alături de noi. Vine și vremea respectivă și este important și pentru dânsii și pentru noi, așa cum e valabil și cu Slovacii și cu Ungaria, cu Ucraina și Polonia și țările Baltice și ceilalți, să pregătim un teren în care să fim cu toții în Europa și să putem să muncim împreună. De ce nu să facem business împreună? Și să participăm și noi la reconstrucția Ucrainei. Deci este foarte important ca această perioadă să fie traversată în condiții cât mai bune și dânsii să înțeleagă că sunt sensibilități legitime, iar că politicienii uneori mai amplifică acest lucru. Asta face parte din democrație până la urmă. Nu poți să spui un politician să nu folosească un moment sau altul într-un fel sau altul. Sunt curios cum ați reacționat când ați văzut acea delegație din Parlamentul României, deci senatori și deputați din România, care s-au dus în vizită la ambasada Rusiei și s-au întâlnit cu ambasadorul Kremlinului. Încă nu comentez politica internă din țările aliate. Fiecare face ce își dorește. Dar mesajul pe care îl transmitem noi ca țară
la Bruxelles, la NATO, eu în America? Cred că transmite. Cred că România este extrem de clar orientată și opinia publică românească, văd și sondajele către Occident. Cum să fie orientat? Către ce altceva? Către dictatura din Rusia? Către ce să fie orientat? Nici nu sunt variante. Unii politicieni aleg să și, se... Și unii lideri de opinie susțin această propagandă a Moscovei. Cum vă explicați? Asta este democrație. Unii din convingere, alții probabil pe alte criterii încearcă să amplifice mesajul și dezinformarea. Eu sunt convins că românii și mai ales presa autentică, independentă românească, și de asta vin și la emisiunea ta și de asta încerc să comunic mai mult cu cei de acasă, știu să vadă ce este bine pentru țară și pentru țară este bine ca să fim și mai zdrave în ancorați în Occident și, de ce nu, să fim mai pe picior de egalitate. Și această asimetrie de putere între Occidentul European și Estul European să se estompeze. Și cred că atunci și românii care au o anumită problemă legată de sentimentul că se simt uneori tratați ca fiind mai de mâna a doua, se va estompa, pentru că pe măsură ce crește influența economică și politică, nu doar cea militară și strategică, automat încep să te simți ca parte a proiectului european. Apropo, și atunci aceste tentații de a juca la offside vor fi mult mai limitate. Apropo de influență politică, de ce România nu e Polonia? De ce președintele Statelor Unite nu vine și în vizită la București? Și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors, așadar, domnule Gioană, vă întrebam de ce președintele Statelor Unite a fost de două ori în Polonia anul trecut, în ultimele 12 luni, și în România n-a ajuns. Bun, decizie președintelui american unde alege să meargă. Este evident și o chestiune legată de geografie, pentru că la granița polono-ucraniană se întâmplă foarte multe lucruri și foarte vizibile din punct de vedere sprijin militar, un loc mai simbolic. Eu am organizat și nu intru niciun fel de speculație de ce, dacă și cum ar fi fost să fie dacă. Eu am organizat două vizite de președință americană în România. A lui Bill Clinton, ca ambasador, și a lui G.W. Bush, ca ministru de externe. Și știu că, cum se spune, o vizită de președinte american se construiește. Cum? Dați-ne niște detalii. Și sunt convins că președintele american, la momentul potrivit, când vor fi condițiile create, va veni și în România, va merge și în altă parte decât în Polonia. Este bine că președintele american convoacă și se întâlnește cu grupul București Nouă, formatul București Nouă, de foarte multe ori. Președintele României participă la multe conversații telefonice în acest format cu Casa Albă. Da, important, este foarte vizibil și simbolic unde merge președintele american. Întrebarea este dacă ai o relație suficient de directă și cred că România, prin liderii săi și celelalte țări, că și ceilalți pot să întrebe de ce nu vine la mine în Cehia sau în Slovacia sau în Bulgaria sau în altă parte, sau în țările baltice. Polonia are o anumită masă critică, asta e adevărul adevărat, și în rest, evident că fiecare țară încearcă să facă lobby-ul diplomatic și politic ca să poată să fie cât mai vizibilă în această... Ce a însemnat lobby-ul diplomatic pe care l-ați făcut dumneavoastră la vizita președintelui Bill Clinton? Am făcut ceea ce trebuia să facă un om în poziția mea respectivă, adică să nu existe niciun fel de ușă, niciun fel de fereastră, niciun fel de piatră, niciun fel de om, mic sau mare, pe care să nu îi spui că ai nevoie să se întâmple niște lucruri. Și acum mă țin minte ca pe un cal braz, cei din Washington, de când eram ambasador tânăr și care eram efectiv aproape de neoprit cu NATO, România, NATO. Nici ca mine, dar cred că se pot face aceste lucruri și cred, sunt convins că o să avem parte de vizite foarte importante în România. Am văzut la acea vizită a președintelui Statelor Unite în Polonia faptul că Joe Biden le-a cerut celor care asistau la discursul său să se ridice în picioare și să o aplaude pe Maia Sandu, președinta unei țărișoare care nu e membru NATO, de undeva de la marginea Europei. Cum interpretați acest gest? Cred că un gest foarte frumos. Și cred că este un gest meritat. Pentru că, deși Republica Moldova e într-adevăr o țară mult mai mică ca dimensiune, nu este în conflict direct, deși Rusia face o presiune gigantică asupra Republicii Moldova. Și face presiune pe toate fronturile. Este război hibrid la maximum. Nu e război cald ca în Ucraina, dar este război hibrid la maximum împotriva Republicii Moldova.
Și nu doar președintele Biden spune acest lucru. Eu mi-aduc aminte, am președintele Macron, cancelarul Scholz, nu mai vorbesc de liderii români, cu Ursula von der Leyen, cu Josep Borrell, am vorbit despre Moldova în urmă cu câteva zile. Deci Republica Moldova are un profil foarte, foarte ridicat acum în lumea occidentală, inclusiv la noi la NATO. Ei sunt parteneri cu NATO de 30 de ani. Noi respectăm faptul că este o țară neutră. În Constituția Republicii Moldova spun că e o țară neutră, dar nu e o țară indiferentă pentru NATO. Și mai este ceva în plus, și eu lucrez extrem de mult în această direcție, Republica Moldova este un partener comun al NATO și al Uniunii Europene. De aceea mă bucur foarte mult că președintele Macron și liderii europeni au decis să facă summitul, al doilea summit al Comunității Politice Europene la Chișinău, la final de mai, început de iunie. Dar Republica Moldova are nevoie de foarte multă susținere. Și ei au avut, poate, timp de 30 de ani, iluzia că dacă se numesc neutri, își pot permite... Sunt feriți de probleme. Sunt feriți de probleme. Nu este așa. Lumea este în schimbare. Eu sper că și pentru cei care nu sunt neapărat etnici români, români de ai noștri în Republica Moldova, sau cei care poate că nu văd politic lucrurile la fel cum le văd cei care conduc acum Republica Moldova, să înțeleagă un lucru simplu. Și ăsta e apelul meu pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Toți cetățenii Republicii Moldova. Indiferent de etnie, că sunt de etnie rusească sau etnie ucrainiană sau găgăuzi sau ce sunt dânsii. Că nu există vreo șansă ca ei să aibă o viață cât de cât îndestulată dacă rămân în zonă gri. Iar dacă vor să trăiască în continuare în sărăcie, să fie cea mai săracă țară din Europa, soluția e simplă. Rămâi în sfera de influență rusească. Vrei să ai o șansă să te ridici, să te dezvolți, să, indiferent de unde vii, indiferent dacă acasă vorbești românește sau rusește, acasă la tine, să ai o viață mai decentă, tu și copiii tăi, să poți să ieși din sărăcie, să faci un lucru mai bun, în Europa este locul. Deci cred că trebuie să spunem un lucru foarte, foarte clar. Unu, Maia Sandu este un lider absolut remarcabil, și ea și colegii săi. Mă întâlnesc cu foarte mulți din miniștrii din guvernul ei. Toți sunt foarte buni. Vă spun că sunt miniștri unu și unu, foarte, foarte buni. Poate mai buni decât în guvernul României. Nu, astea sunt românisme. Nu. Sunt oameni care își fac datoria. Dar trebuie să facem și noi mai mult pentru Moldova, pentru Republica Moldova, și vreau să spun că în clipa de față există realizarea faptului că aveau nevoie de sprijin. Dar au această perspectivă de adera la NATO. Mai este o chestiune, ca și pentru România și pentru orice altă țară. Vorbeam puțin de aceste șocuri geostrategice. Șocul geostrategic care a influențat căderea comunismului a fost dizolvarea URSS-ului. Și dizolvarea URSS-ului a antrenat războiul din Transnistria. De șansa ca dânșii să evadeze de la periferia Europei vine odată la câteva generații. Acum este momentul. Dacă vor să stea acolo, e decizia dânșilor, dar dacă vor să vină alături de noi, în Europa, alături de noi, în lumea democratică și civilizată și mai prosperă, e momentul să facă o opțiune. Și trebuie să le fie mai puțin frică de Rusia. Pentru că Rusia de-abia se descurcă cu Ucraina. Nu cred că este un risc militar la adresa Republicii Moldova în acest moment. Varianta unirii o vedeți fezabilă? Să ne întâlnim, să devină mai puternică Republica Moldova prin unirea cu România și automat membru NATO? Nu pot să fac astfel de observații. Am o calitate oficială și în clipa în care spun ceva se interpretează diferit. Dar cred că destinul Republicii Moldova este european. Este alături de români, alături de restul Europei. În ce formulă se va întâmpla? Eu cred că dacă Republica Moldova, cu sprijinul nostru, al tuturor, se apropie de către Uniunea Europeană, multe din lucrurile pe care le discutăm de multe, multe decenii și de secole, acest ping-pong istoric de la 1812 încoace, e o discuție unde este Basarabia, unde este astăzi Republica Moldova. Eu spun cu fermitate că locul acestor teritorii, care au fost românești și care astăzi e un stat independent, aparține Europei, suntem împreună în acest proiect. După aia, evident, timpul ne va spune care sunt formulele concrete care va putea concretiza acest lucru. Cât de iminentă credeți că e o lovitură de stat din partea Rusiei acolo la Chișinău? Noi avem o experiență destul de intensă din Muntenegru în 2016. Și există, într-adevăr, din partea Federației Ruse un fel de reflex imperial.
În clipa în care o țară, să spunem Montenegro, era pe cale să adere la NATO, au încercat să o oprească. În clipa în care Ucraina, înainte de Maidan, a încercat să meargă către Europa prin acordul de liber schimb, știți? Către Uniunea Europeană, da. Au încercat să o oprească. În clipa în care Republica Moldova acum face un pas decisiv către Europa, încearcă să o oprească. Nu pot spune și nici, chiar dacă știu mai multe decât pot să spun public, că este ceva iminent. Dar este clar că este o încercare masivă din partea Federației Ruse să oprească drumul pre-european al Republicii Moldova, inclusiv prin destabilizare, inclusiv folosirea de cozi de topor din Moldova, pentru că mai au și așa ceva, au multă influență, au multă media. De aceea este foarte, foarte important ca, dincolo de ceea ce face guvernul de la Chișinău, și noi, și noi din România, și noi din Bruxelles, și noi din America, din Germania, din Franța, să spunem celor din Republica Moldova că trebuie să aleagă, și credem, și nu spun asta pentru că suntem noi NATO și nu e, sau sunt eu la conducerea NATO, că este infinit mai bine în Occident decât undeva la periferia unui imperiu care și așa este în mare declin. Domnule Gioana, care atmosfera în capitalele occidentale? S-a banalizat această idee a războiului? Întotdeauna există o banalizare a răului. A răului și, în general, a știrilor. Deci nu putem spune că este același nivel de emoție ca la începutul războiului, deși președintele Zelenski și ucranienii, la mic și mare, fac un lucru formidabil în comunicare. Sunt așa de ingenioși pe terenul de luptă, dar sunt și foarte ingenioși în comunicare. Apasă pe resorturile de emoție, fac o campanie de public relations excepțional de bună, și în continuare există simpatie și susținere pentru dânși. Dar trebuie să fim și noi conștienți că trăim în democrație și este foarte, foarte important să putem și noi, ca lideri, să comunicăm cu propria noastră opinie publică, să spunem care este miza în Ucraina. Și să evităm ca această oboseală a știrilor și această... Uneori și lumea fuge, pentru că prea mult, adică și prea mult război, prea multă suferință, la un moment dat te și protejezi psihologic. Și vedem și noi din consumul de știri despre război că lucrurile sunt un pic mai... Lumea vrea și puțin divertisment, vrea și lucruri mai vesele, nu toată ziua numai necazuri. Dar este un lucru foarte, foarte important să spunem că de modul în care se va sfârși acest război va depinde și viața noastră, va depinde și securitatea noastră, va depinde și modul în care vom trăi și noi. Mai este și un lucru, cred eu, destul de bun. Cred că acest vârf de inflație, acest vârf de prețuri foarte mari la energie, și această schimbare din mers a modelului economic din Europa, care ne-a afectat pe toți, a fost mai puțin dur acest moment decât anticipasem și decât ne temeam. Și se mai întâmplă un lucru foarte, foarte important și asta vreau să completez la dimensiunea economică. În clipa de față și din motivele decuplării Rusiei de către Europa, energie și toate celelalte, se întâmplă o schimbare din mers a modelului economic și social în Europa și în lumea democratică. Și în America se întâmplă la fel. Deci, în clipa de față, nu doar schimbarea paradigmei energia rusească schimbă modelul economic, revoluția tehnologică, probleme legate de digitalizare, noile tehnologii pentru protecția mediului, lanțuri de producție mai scurte. Deci, în clipa de față, există efectul războiului asupra preocupărilor cetățeanului obișnuit față de viața sa economică și socială scade, ceea ce e un lucru bun. Pentru că riscam la un moment dat ca războiul să fie cauza necazurilor și a prețurilor mai mari. Astăzi, principala preocupare nu este, cred eu, atât de mult războiul, pentru că prețurile au început să se mai așeze, găsim soluții alternative, lucrurile arată mai bine decât credeam noi, dar adevărata provocare este că modelul economic și social se schimbă din mers cu sau fără război. Și cred că acolo trebuie să fim ca lideri politici atenți pentru a putea comunica oamenilor din țările noastre că trebuie să continuăm să ajutăm Ucraina, dar să fim foarte atenți ca aceste schimbări în societate să fie făcute cu grijă, pentru că cetățenii sunt sensibili la viața și la joburile lor. Apropo de divertisment și de tehnologie, interzice să rețeaua TikTok la NATO? Nu trebuie să o interzice, pentru că n-am folosit niciodată. Și nu trebuie să spune cineva să nu folosim tehnologii dificile. Deci, e o rețea periculoasă? E o rețea. Politicienii din România și din Europa o folosesc. Deci China colectează date personale prin orice mijloc pe care l-a la dispoziție.
Și companiile, așa zis, private chinezești, sunt, de fapt, prin lege. Eu nu spun că ele își propun, dar legea chinezească le obligă să împărtășească datele pe care le culeg cu statul chinez. Deci, în sine, este un lucru care este nedemocratic, un fel de tehno-autoritarism. De aceea nu mă miră că la nivelul Guvernului Federal American sau la nivelul Parlamentului European au interzis asta, pentru că, de fapt, oamenii colectează informații despre oameni care au totuși niște funcții importante. La noi, la NATO, cred că n-a avut nimeni. N-a trebuit să interzicem pentru că noi avem un reflex de prudență prin natura meseriei. Și fiind și eu o organizație transatlantică, avem și mai multă atenție la astfel de riscuri. Domnule Ciola, mai avem câteva minute și aș vrea să ducem discuția puțin și către zona internă. V-aș întreba mai întâi, sunteți om politic de peste 30 de ani. Cum nu, sunt mai nu, sunt om politic, cred că din 2001, și m-am lăsat de politică în 2012. Chiar și așa. Observați politica de la loja. Asta nu înseamnă că nu mă uit de ceva vreme la ce se întâmplă în România. Tocmai asta e întrebarea. Cum se pare calitatea politicienilor de astăzi? Cred că e un fenomen în toată lumea și în România, nu cred că facem excepție, calitatea resursei umane atrasă către politic a scăzut, interesul față de politică pentru tinerii talentați a scăzut, reputația clasei politice este proastă. Și atunci există un cumul de factori care fac ca resursa umană să vină mai greu către politică. Și asta e problema pe care partidele o au peste tot, inclusiv în România. Eu sunt un mare fan al leadership-ului și cu Institutul ASPA, toată viața am crezut că trebuie să investim în oameni și în tineri, în principal. Și cred că în toată lumea, în particular în România, care avem o problemă veche, de slabă guvernare, de guvernanță proastă. Avem o cultură a modului în care conducem treburile statului destul de precară, de-a lungul istoriei, nu-i doar de acum. Cred că principala preocupare ar trebui să recâștigăm un pic din încrederea publicului și să ne apucăm să facem temeinic recrutare, selecție, pregătire profesionistă de oameni pentru politică și pentru administrație. Știu că evitați această temă a candidaturii la prezidențiale, însă în ultimul interviu ați spus așa: sunt convins că această discuție va fi reluată la un moment dat. Întrebarea e când? Am un job de făcut la NATO și o spun asta nu pentru a evita răspunsul, ci pentru că nu este moral, nu este etic ca eu să fiu într-un moment atât de important pentru NATO, pentru România, pentru alianța noastră, altfel decât dedicat 100% jobului pe care l-am de făcut. Ar fi, cum să spun, nu ar fi etic din partea mea să mă apuc să îmi fac mascat sau deschis campanie pentru nu știu ce altceva. Deci când am spus că va veni momentul, va veni momentul în care voi lua o decizie. Deci în toamnă când terminați mandatul la NATO? Nu știu dacă termin în toamnă mandatul, pentru că... E posibil să-l prelungiți? Da, e posibil să mai stau, pentru că este foarte important ca o bucată de timp să însoțesc și viitorul secretar general, oricând va fi el sau ea aleasă de către aliați, că va fi acum în toamnă, că va fi în primăvară, vom avea un nou secretar general. Și atunci este foarte important ca eu, ca omul 2 NATO, să pot să însoțesc o bucată de timp și noul secretar general pentru a face o tranziție lină, respectuoasă și profesionistă între, a spune eu, cel mai de succes secretar general din istoria Alianței, nu pentru că lucrez cu Jens Stoltenberg și mi-e prieten, suntem colegi, dar este efectiv un lider formidabil și cred că Alianța a avut cu toții noroc să-l avem și pentru asta l-au tot prelungit aliații an după an, mandat după mandat și de aceea mă concentrez pe ce avem de făcut la NATO. Noul secretar general al NATO ar putea fi Klaus Iohannis? N-am început încă, eu nu am văzut până acum niciun fel de... E vehiculat și numele său. Aliații vor decide când și pe cine vor alege. Discuțiile au început, dar nu este treaba noastră și n-am să fac cu atât mai puțin eu comentarii cu privire la aceste posibile candidaturi. Sunt convins că vom alege un politician cu foarte multă experiență politică. Cred că dacă este ceva care cred că putem spune de pe acum, fără să știm, este că exemplul pe care l-am avut și cu secretarul general Rasmussen și acum cu secretarul general Stoltenberg este că am avut oameni cu foarte multă experiență politică. Și cred că aceste criterii, în principal de competență și de experiență politică, vor prevala în discuțiile de la NATO. Nu alegem noi succesorii noștri,
Aliații aleg conducerea NATO. Domnule Ciona, vă mulțumesc pentru interviu, dar nu putem să terminăm fără ultima rubrică. Vă ofer două variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Politician sau diplomat? Lider. Lider. Bere de abație sau pălincă? Tot timpul un șpriț. Henry Kissinger sau Francis Fukuyama? A spune că Jan Bremer. Jan Bremer. Europa sau America? Amândouă împreună. Carieră sau familie? Amândouă. Varză de Bruxelles sau varză la Cluj? Varză de Dăbuleni. Madonna sau Loredana Groza? Loredana. Trotinetă sau bicicletă electrică? Trotinetă. Maya Sandu sau Ursula von der Leyen? A spune că cred că modelul cel mai interesant acum este viitorul lider la nivel european după alegerile europene de anul viitor. Inteligență nativă sau inteligență artificială? Inteligență artificială generalizată. Este noua formă de inteligență artificială și pot să vă spun ca cel care conduce inovarea la NATO că ce vedem acum este joacă de copii față de accelerarea revoluției tehnologice. Deci eu sper din toată inima să putem să știm să folosim responsabil și etic tehnologia pe care o dezvoltăm în aceste momente. Și ca omul, noi, ca oameni liberi, democratici și decenți să putem să controlăm tehnologia și nu ea pe noi. Domnule Ciona, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și vă mai aștept aici la Prima TV. Mulțumesc mult. Atât pentru prima parte. După o scurtă pauză, scriitorul Mircea Dinescu dezleagă misterul. A fost soacra sa agent KGB? Rămâneți pe Prima TV, revenim. Bun găsit din nou. În ora următoare răspundem la o întrebare apăsătoare venită din partea telespectatorilor. A fost sau n-a fost soacra lui Mircea Dinescu, agent KGB? Domnule Dinescu, bine ați venit! Salut! Haideți să vă citesc un mesaj. Da, te rog. Este un domn pe pagina de Facebook a emisiunii, spune cam așa. Mircea Dinescu e agent FSB. Știm cu toții că soacra lui Dinescu era rusoaică și era corespondent a ziarului rusesc Pravda la București. Pe vremea lui Ceaușescu, ori se știe foarte clar că a fost corespondent de ziar rusesc în străinătate în acele vremuri, înseamnă că ești ofițer KGB. E evident că Mircea Dinescu a jucat un rol trasat de KGB și Gorbaciov în Revoluția Română, la fel ca interviul său din ziarul Liberation, atunci când Ceaușescu a început să-i stea în gât lui Gorbaciov. Și da, acoperirea lui Dinescu ca dizident, între ghilimele, pe vremea lui Ceaușescu, a fost una foarte deșteaptă din partea KGB. Mircea Dinescu egal generalul militaru, egal agent KGB, egal trădătorii neamului român. Am încheiat citatul. Apoteoză. Haideți să o luăm pe bucăți. Hai să o luăm pe bucăți. Și care e povestea? În afară faptul că e o mârlănie și o minciună ordinară, soacră mea a fost profesoară, într-adevăr e rusoaică, este fica unei actrițe de la Bolșoi Teatru și a unui mare geolog care s-a măritat cu socrul meu care era student în Rusia și a venit ca profesoară de... a fost la universitate, profesoară universitară de literatura rusă. La Universitatea din București? Din București, da. Doi la mână. I-a venit la 17 ani. Pe vremea aia se căsătoreau, facultățile se terminau 18 ani, nu știu, de vreme, că erau mai ales în Rusia. Opera ei de KGB-ist e următoarea. L-a tradus pe Mihai Eminescu în limba rusă, pe Sadoveanu, opere complete, pe Camil Petrescu, pe Fănuș Neagu, pe Dere Popescu. Deci cea mai importantă traducătoare de limba română în limba rusă, de-a lungul a 30-40 de ani. Pentru care ar fi meritat, eu știu, să-i se dea o medalie, pe care n-a primit-o, da. Pe de altă parte, mie mi-e milă de securitatea română. Dom'le, dacă aveați date că soacră mea este general KGB, eu sunt manevrat de Gorbaciov, ceea ce mă onorează că un poet care lucrează și el cu metafore, nu știu, este un agent atât de important, înțelegi? Încât l-am dat jos pe Ceaușescu, îmi aranjează un interviu, un Liberation, îmi aranjează să mă aresteze la domiciliu băieții. E ceva de capul meu, nu?
Așa s-ar spune. Așa s-ar părea. Adică au fost mari scriitori care au participat la Revoluții, nu? Nicolae Bălcescu, săracul, care a murit în exil, da, la Mărâcă. În Italia. Asta e România. Și și-a cam mâncat copii. Toate revoluțiile și-au mâncat copiii, știi? L-au mâncat pe Nicolae Bălcescu, l-au mâncat pe Cuza, care au murit în exil și el. Deci, pe de o parte, sunt foarte mândru de această chestie, că eu am reușit să fac atâtea lucruri, știi? Că de obicei există o istorie a spionajului cu mari spioni ai lumii, știi? A trebuit să figurez cu mândrie acolo, dacă am fost un personaj atât de tare, înțelegi? Încât ăștia n-au fost capabili să mă prindă pe vremea comunismului, nici pe mine, nici pe soacră mea, nici pe socrul meu, nici pe nevastă. Toate aceste porcări au apărut în România Mare. Și sau lumea le-a înghițit și acum le vomită unii, înțelegi? Sărmanii. Este și o ticăloșie, și o prostie, și o minciună. Dar asta este România. Noi nu avem, spre deosebire de bătrânii cronicari care au spus lucrurile exacte, știi, despre marele Ștefan cel Mare, marele... De grabă vărsătorul de sânge. Marele luptător al creștinității, care... A devenit sfânt. A devenit și sfânt, deși, mă rog, era de grabă vărsătorul de sânge nevinovat, spune cronicarul. Și curvar și vărsător. Și nici n-a ctitorit atât de multe mănăstiri. Știm acest lucru clar, pentru că un cronicar care a trăit pe vremea aia a scris ceea ce s-a întâmplat. Din păcate, cronicarii vremurilor noi sunt niște găinari care au scris după Revoluție cărți cu toate teoriile securității, înțelegi? Pentru care ar fi trebuit să intre în pușcărie, după părerea mea, că asta e o falsificare a istoriei. Nu numai despre mine, dar și despre toată povestea ce s-a întâmplat în 89. Eu n-am mai văzut popor ca să scuipe pe propriul lui curaj. Într-un fel, dacă ne gândim ce s-a întâmplat în România, și Doina Cornea, eu ar fi trebuit să apar cu Doina Cornea ca în most filmul ăla, că apăreau un bărbat și o femeie, eu cu Doina Cornea. Pentru că atât au fost dizidenți în țara românească, spre rușinea poporului român. 20 de milioane, da? Eu am avut curajul să spun ce cred despre regimul ăla. Am vorbit despre foame, despre frig, despre faptul că erau... Cum ați ajuns să dați acel interviu în Liberation, ca să înțeleagă oamenii? Acel interviu în Liberation de care povestește deja acest domn. Cum ați ajuns să-l dați? Păi Gorbaciov m-a sunat și a spus, Dinescule, dă un interviu la Liberation. Eu, pac, repede și l-am dat. Povestiți-ne puțin contextul, să înțelegem. Eu eram fiu de lăcătuș mecanic, n-aveam mare revendicări. Eu m-am născut în lumea, m-am simțit bine, până la un moment dat. Născut în Slobozia, lumpen, proletariat, așa. Naiba știa că din cartierul Amărât voi deveni dita mai agentul secret. Și mi-am scos cărțile, la prima carte a mea a apărut Sunt numai poezii scrise în liceu, la 21 de ani am luat premiul unui scriitor, am intrat în un scriitor, după aia am mai luat câteva premii pentru proprietarul de poduri, am și premiul unui scriitor și al Academiei. Tot Gorbaciov, soacră mea, nu știu ce, era Gorbaciov și chestia asta. Brejnev, cred că. Brejnev. Era pe vremea aia, da, ai dreptate. Până când, în stilul meu liber, că eu am fost un om liber și acum sunt. Chestia asta, fie lașii au complexe, că ce s-a întâmplat în România? A fost atât de puțin dizidenți pe vremea comunismului românesc, mai puțin ca în alte țări. Explicabil într-un fel, pentru că totuși noi am... Ceaușescu devenise un stalinist de ăsta, se luau măsuri sinistre și era o spaimă mare de securitate. Așa. Nu mi-a fost ușor să-mi distrug cariera, că nu se știa atunci, că aia știa Dinescu că o să cadă, îi spusese Gorbaciov că o să cadă Ceaușescu și el se duce la televizor și nu știu ce și devine erou. Eu n-am fost erou decât vreo două luni, că după aia au început să mă înjure, să mă spurci în România Mare, au apărut un articol în care mă mir că ăsta, acest domn atât de bine la curent cu biografia mea romanțată, n-a spus că sunt... Vadim a zis, mama lui Dinescu era femeie de servici la Comitetul Central și lui Ceaușescu i-a plăcut de ea și de fapt Dinescu e fiul lui Ceaușescu și aici este paricid, mi-am omorât tatăl.
Așa. Bun. Deci chiar imaginația lui Vadim Tudor era absolut eu eram plecat, luasem în Germania, mi-a apărut să răcăt, nu știu, și când a apărut chestiile astea împotriva mea, mi-a dat soția mea Mașa, de fie țărâna ușoară, zice, măi, am trecut până la universitate și am auzit o voce, vindea unul ziare, Mașa Dinescu, agentă KGB. Eu am râs atunci, știi? Dar după aia am reflectat și m-am gândit, bă, România Mare, știi ce tiraj avea? Cred că avea zeci de mii, sute de mii de exemplare. Avea 400 de mii tiraj. Îți dai seama, 400 de mii de oameni au înghițit. De la cine? Dar au fost mare mâncător de rahat, cum era Vadim Tudor. Era principalul adulator al Elenei Ceaușescu. Unii mai se înțelegi că, bă, Ceaușescu, le-a plăcut Ceaușescu. Dar, bă, Elena Ceaușescu era sinistră. Înțelegi? El era mamă iubitoare. A recitat. Dom'le, i-a păcălit și le-a căzut cu tronc. An de zile, știi? Și acum eu încerc să mă spăl, nu încerc să mă spăl că de murdăria, dar faptul că unii înghit voma lui Vadim după 30 de ani, înțelegi? Este incredibil și ce rușine fără de margine. Pe de altă parte, ce să dai dezminții? În primul rând, asta, mi-e milă de securitate. Dom'le, de ce teoriile lor? Și că n-a fost, dom'le, revoluția, au venit de la niște KGB-iști. Au mobilizat oamenii. Au înțepat cu steagul în piață, nu știu, și așa au țipat românii și a căzut Ceaușescu. Dom'le, securitatea, că să dau mare, erau profesioniști, așa spune, mamă, erau mari. Mă, unul, mă, n-ați reușit să arestați atunci, un KGB să-l arestați, să-l puneți într-o cușcă, să-l băgați în spirit la Muzeul Antipa. Dom'le, uitați KGB-ul care a înțepat cu steagul și ăștia au făcut revoluție. Bă, a avut poporul român curajul să iasă în stradă. E adevărat că la ieșiseră la Timișoara, nu știu, dar când am apărut eu și cu Caramitru, multe orașe erau în adormire. Abia când am apărut, eu le-am spus, ieșiți în stradă. Înainte de a spune Iohannis, intrați în casă, eu am spus, ieșiți din case. Înțelegi? M-a plagiat Iohannis. Dar invers. Da. Păi invers, asta este. Așa. Despre socul meu săracul, care aici și el specialist în Dostoievski, a scos cărți nenumărate, așa, se spunea că este fiul unui general hortist, adică mă aveam o biografie, soacră mea general de KGB, socul meu hortist, ba despre soacră mea spunea că e nepoata lui Moses Rosen, era și evreică, adică tot ce place poporul român, unguri, ruși și evrei. Da. Asta s-a întâmplat cu acești băieți și continuă această... Bine, e o categorie îngustă, știi, de tinși frustrați, de securiști care n-au reușit să facă afaceri, că ea nu mai au treabă, aia se ocupă de afaceri. Și, fie de dobitoci și de oameni, cum să spun, care mă fac pe mine comunist. Mă, eu am reușit încă o dată să scriu împotriva comunismului pe vremea comunismului, împotriva lui Ceaușescu, cât trăia Ceaușescu. După 89 au apărut anticomuniștii de o peretă, da? Au protestat, așa. Eu acum înjur capitalismul, că nu mă omor, deși am ce mânca, am ce trăi, în ciuda minciunilor, că am mii de hectare, am 50 de hectare, asta e averea mea, 50 de hectare. Și pe ce bani? Îi zic că pe banii lui Iliescu. Păi Iliescu nu-ți dădea, Iliescu lua, înțelegi? Am luat casa aia pe malul Dunării pe vremea lui Emil Constantinescu. Eu am fost totuși, am câștigat bani pe mintea mea. Înțelegi? Am scos o revistă, se chema Academia Cațavencu, care avea și ea 180.000 tiraj pe vremea aia. Care mai e și astăzi. Sub alt nume, acum am preschimbat un Cațavencu. Eu mi-am vândut atunci acțiunile și așa am reușit să-mi cumpăr acolo, să-mi fac vie, nu știu, din banii aia. Dar după aia, când Băsescu a trimis garda financiară și s-au trezit ăștia, trustul de presă Realitatea, cu 100 de băieți al lui banditul ăsta, Blejner. Al lui Blejner, care se pare că nu mai e în pușcărie, așa, dar merita să stea 100 de ani la câte ce manevre a făcut. Doru Bușcu a vrut să cumpere titlul, că au omorât trustul ăla de presă, Cotidianul, Academia Cațavencu, încă nenumărate, încă 70 de ziare și de reviste era. Le-au omorât pe toate și au scoase titlurile la vânzare. Și Doru Bușcu a vrut să cumpere. S-a gândit el, băi, poate cu 100 de mii, 200 de mii de dolari să cumpere titlul, să scoată așa.
Și a venit o fătucă de la revista România Liberă și a ridicat o mână. Ce a zis? Un milion de euro. Deci Academia, titlul Academia Cațavencu, 1 milion de euro. Cumpărată de un... spunem că era Dan Adamescu în spatele... Un fost băiat cu ochii albași, un fost securist, cum erau așa, care avea, cumpărase România Liberă, avea magazinele Unirea, nu știu. Mi-e milă. Mi-a fost milă de el că a ajuns săracul după aia să moară în pușcărie sau în orice caz. Da, în pușcărie. În pușcărie. Ca dovadă că există un Dumnezeu până la urmă. Și în clipa aia Doru a venit la mine și a zis: Mircea, hai să scoatem, a cumpărat ăsta titlu, dar băieții toți de la Cațavencu, dacă noi împreună nu vrei să redevii proprietar, 50-50, și am scos Cațavencu, în vreme ce ăștia au scos Academia Cațavencu cu vreme de 3 luni și a murit, ca apendice la România Liberă, a murit, pentru că acolo era un spirit, mă, de... Totuși, noi am deschis chestia asta, că lumea nu era învățată să critici pe președintele țării. Tu știi câte mii de scrisori de înjurături am luat la Academia Cațavencu? Nenorocitule, deci... țigă, îl înjur tu pe președintele României, că, bă, l-am spurcat pe Iliescu. În ciuda faptului că știa, mă împing tot timpul în brațele lui Iliescu. 5 ani de zile mi-a transmis că sunt un mare ticălos, că nu s-a așteptat la mine să fie înjurat în Academia. O să public câteva pamflete, să ați început deja să publicați. Să le mestece ăștia, care, ticăloși ăștia, care vor să falsifice istoria noastră proaspătă, că noi încă o dată nu avem specialiști în istoria recentă, care e falsificată, din păcate. Îmi spuneți contextul acelui interviu din Liberation? Deci acel interviu în Liberation, eu tot m-am iluzionat. Bine, am reușit să scot cărți până în 87, am scos ultima carte, și când am dat cartea mea Moartea citește ziarul, la Cartea Românească Editura, mi-a zis: domnule, nu se poate, nu poate să apară. Dar cine vă interzice? Cine vă cenzura total? Deci știți, am mai explicat persoana? Odată. Nu. În România este cenzură care avea chiar această titulatură, cenzură. La Ministerul Culturii și Educației Socialiste, la un etaj, existau cenzorii, care citeau tot ce apare în presă, în edituri, citeau manuscris. Dacă dădeai un manuscris la o editură, ei trimiteau la cenzură. Și acolo venea cu observații, cu semne de întrebare, ce a vrut să spună autorul. Ce să scot sau să-ți interzică cartea definitiv. Eu am reușit să-i păcălesc pe ultima sută de metri. Bine, eu am reușit și să public. Era Marin Preda, directorul editurii. Da, dar asta până în 80, când a murit. Da, până în 80. După aia a fost foarte greu și am folosit, o să-ți explic, dar Neanicu, în nebunia lui, că el avea o latură asta, înțelegi? Poetică. A spus că conștiința scritoricească a ajuns la un așa nivel încât nu mai e nevoie de cenzură în România. Mamă, să vezi, pormă, laude și cel mai iubit fiu, prima țară socialistă din lume în care s-a desființat cenzura. E, din clipa aia a început nenorocerea, că până atunci mergeai la cenzor, îl vedeai, era în carne și oase. Tovarășul, nu știu care. În general... Ați avut vreo interacțiune din asta cu vreun cenzor direct? Da, cum era? Da. Mai negociați ca la general, piață? Mai lasă la cenzură două erau fiecare... Sigur că era, mai lasă jupânul, mai lasă, da, din presă. Erau oameni, cochetau și ei cu literatura. Scritori de mâna a doua, nu știu, sau foști activiști dați la cimitirul elefanților, că aveau lefuri mari, știi? Unii erau frustrați de chestii. Cât era cenzorul, mergea acolo, spunea: dom'le, vezi că probleme cu câteva poezii, nu știu ce. Erau cuvinte tabu. N-aveai voie să spui foame, frig, căcat, pișat, sulă, nu știu ce, știi? Sau... căutau șopârle. Era un soi de detector de șopârle. Adică aluzii la realitatea. Că, de exemplu, aveam o poezie șah orb se chema, în care spuneam și nebunul mută satele și omoară caie și mută satele și laudele se revarsă peste el, în fine asta. Aluzie la Ceaușescu. Aluzie clară. Și ăla, ce... Dumnezeu, asta cu nebunul,
Păi stați puțin, la e cine vă gândiți? Nu? La cine vă gândiți? Nu știți că fiecare sat are există nebunul satelor. E o tradiție. Nebunul satelor. Și a trecut? A trecut. Păi se poate citi am publicat pe Facebook la mine acum 2 săptămâni o serie de poezii de-astea apărute, nu, că mulți după 89 au început să croșeteze poezii de-astea interzise. Înțeleam făcut după, să zic că uite domne ce aveam, dar n-am putut. Ce aveam la sertar. Da. Din păcate pentru literatura română n-au avut mari explozii de cărți, s-a mizdat și nu știu ce. Eu am reușit să public cu stilul meu, i-am și obișnuit cu felul meu de a scrie, înțelegi? Și eram simpatizat, o să râs, chiar de unii de cenzori acolo. Pentru că am dat odată o carte și mi-amintesc cenzorul ăla a ieșit după mine și fără să spună un cuvânt, domnule, s-o stați puțin. Da. Și mi-a luat mâna, băi, uite, mă închin. Mi-a luat mâna. Bă, nu-mi dădea mâna, mă felicita fără cuvinte, înțelegi? Pentru că aveam poezii de-astea, că pare o nebunie. Cum dracu m-au apărut atât de mult? Dosarul meu crește, am recitat-o, cred, dosarul meu crește ca pâinea bună, se umflă, pârie, dospește lin, iubito, vom petrece împreună sub streșinile lui de vinilin. Ia și părinții, ca să nu fim singuri, ia și umbrela pentru orice risc, e toamnă în vorbe și ne plouă în linguri și cad din pomi agenții de la fisc. A apărut, nene, această poezie. Sau, ferește-mă, Doamne, de cei ce-mi vor binele, de băieții simpatici dispuși la o turnătorie voioasă, de preotul cu magnetofonul sub sutană, de plapuma sub care nu poți intra fără să dai bună seara, de dictatorii încurcați în strunele harfei, de cei supărați pe propriile lor popoare, acum când se apropie iarna și n-avem nici ziduri înalte, nici gâște pe Capitoliu, doar mari provizii de îngăduință și spaimă. A apărut în carte, da? Eu am scris. În mod normal, în locul statuii ălea de la piața, e o chestie, un cartof cu sârmă ghimpată, trebuie să fiu eu acolo. Nu. Nici Iliescu nu mi-a dat steaua Republicii, nici restul președinților, eu n-am primit. Caramitru Țăracu a primit, înainte să moară, a primit de la Iohannis asta. Pe mine m-a... Dar Iliescu, ăsta care m-a iubit atât de mult, de ce dracu nu mi-a dat și mie? O flegmă în piept, așa, știi? Eu nu am luat, între altele, nici am refuzat să iau asta de certificat de revoluționar. Pentru că metoda, Iliescu a făcut o mare imbecilitate, a inventat această chestie, care este, de fapt, o copie, că se poartă plagiatul. Era un plagiat ca pe vremea ilegaliștilor. Ilegaliștii, pe vremea comunismului, aveau voie să meargă gratis cu trenul, primeau indemnizație de ilegaliști. A și spus unul odată, Ștefan Rol discuta, care a fost, erau intelectuali de stânga, știi? Și a spus, cred că lui Jebe Leanu, Jebe, puține am fost, mulți am rămas. Cam așa și cu revoluționarii. Bebe ăla, Ivanul, n-a vândut în dracii certificate, da. Certificate false de așa. Ce e asta? Adică au fost eroi, cei care au murit, copiii lor trebuia să primească ajutoare, mă rog, așa, dar în rest, eu când am ieșit în stradă, la mine securiștii au plecat după fuga lui Ceaușescu de pe Comitetul Central. Deci încă funcționau băieții, știi? Și când s-au apropiat mulțimea aia spre Bitolia, la strada aia în care au fugit. Și au venit o vecină. Dumnezeu, v-au fugit securiștii după aproape un an de zile. Și am ieșit în stradă, păi erau sute de mii de oameni. Ăia toți trebuia să primească certificate de revoluționari, că au avut curajul să iasă în stradă, să strige jos Ceaușescu. După ce criterii de vid revoluționar? Da, și Ion Iliescu are certificat de revoluție. Păi și el, săracul, și-a dat sieci. Și acum vor să o iei ea. Păi, e jucării, ca el a inventat-o. E ca și cum ai luat lui... cine a inventat planorul... Harry Condon, nu? Harry ăsta, mă rog, avionul. Iliescu a inventat această bazaconie, știi? Traian Vuia. Din care s-a traian, în care s-a mozolit chestia. Adică... pentru că acum, nu, la adresa revoluției, nu mai flegme, nu știu. Sigur că lumea săraca a ieșit în stradă cu mari speranțe și nu știu ce. Numai cum spun eu, nici Marx n-a prevăzut că după comunism
vine capitalist făcut de activiști de partid și de securiști, că asta a fost revoluția, capitalismul românesc și nu numai românesc, și în Rusia, și în Ungaria, și în toate țările socialiste, și în RDG. Păi în RDG nu ți amintești cine a fost primul președinte după... Fostul prim-secretar. Nu, fostul șef al securității, a Stasi. Ăla a fost nu știu câte luni. Până de l-au scos, da. Da. Și dacă ți închipui că acolo ăștia n-au făcut afaceri, în RDG, au făcut toți ăștia de la Stasi, au făcut mare, au devenit mari oameni de afaceri. De ce? Pentru că întâmplarea a făcut că am fost invitat odată la un festival de poezie până 92, 93, și eram la Wuppertal, cred. Toți scriitorii erau invitați să nu stea la hotel, să stea la o familie germană înstărită. Așa. Și eu am fost cazat la o familie în care era o profesoară universitară căsătorită cu un specialist în economie, știi? Foarte simpatic ăsta, soțul ei de altfel. Și seara, discutând despre revoluție, de nu știu ce, el spune... zic, ce faci? Ce? Mi-a arătat cărțile lui, zice, acum lucrez la Berlin, sunt angajat de câțiva de ăștia oligarhi de ăștia din RDG, că ăștia nu știu cum să-și îi învăț cum să plătească mai puțin impozit la stat, știi? Erau milionari, optimizarea dar erau fiscală, se foști comuniști acum. Și deveniți directori de fabrici care au devenit, cum s-au preluat și la noi, care erau directori de fabrici, au privatizat, mă, pac, pac, au devenit mari oameni de afaceri. Ăștia care au luat import-export, cataramă mobilă și durere, e o piesă de Teodor Mazilu, atunci a umblat și el pe acolo să ia o mică șpagă ca să-și vândă mobilierul de la fabrica. După aia a devenit el proprietar. Toți care erau pe fâșiile astea de mai ales că securitatea avea mai multe de astea de import-export, Dunărea și în fine era o întreagă și paradoxală organizație, pentru că, de exemplu, România, pe vremea când noi nu găseam cafea în România, găseam nechezol, exporta cafea. În țările astea mai amărâte, le dădeam tractoare, ăia n-aveau bani și ne dădeau cafea. Și atunci se vindea în Austria, sora noastră balcanică. Austria e... Nemții balcanici sunt ăștia, nu sunt nemți adevărați. Și se vindea o cafea care era... cafea românească. Nu numai cafea, multe chestii de... În fine, pentru că cu banii ăștia, eu tot explic, mie a venit un bătrân securist de ăsta din zona, că mai erau, de exemplu, la Vitoria, pe strada unde stăteam eu într-un demisol acolo, Gorbaceu nu s-a ocupat și să-mi dea și mie ceva așa. Mai ca lumea pe vremea comunismului, când am stat cu chiriență într-o casă mai frumoasă, au tăbărât pe mine. Oh, Dinescu, stă într-o... I-am luat și pe socrii, ca fraimeu. Era, bineînțeles, revendicată, că nu îmi dădeau așa cu chirie o casă să rămân să pot să o cumpăr. Și a fost revendicată, m-am mutat, mi-am făcut o căsuță. Dar era un vis-a-vis de casa unde stăteam eu, stătea un bătrân, nu era bătrân, era un domn general de securitate și... când trecea pe lângă mine, adică pe lângă casa și eu eram acolo cu băieții, mă duceam la pâine însoțit de ei, scotea pălăria, uita așa, băia, așa cu... să-mi arate că... am aflat că... stai că nu mai știu de unde, că sunt bătrân. De unde am plecat. De unde am plecat. Cu bătrânii securiști. Asta mi-a spus. Dom'le, pe Ceaușescu l-au omorât băieții care se ocupau cu valuta, servitorii lui. Da, că am plecat de la Dunărea așa. Pentru că el, după intrarea rușilor în Ceoslovacia, cineva, și el a rostit discursul ăla celebru, a făcut pe mult să intre în partid atunci, în 68, cineva l-a sfătuit, era frică să intre rușii. Era posibil să intre rușii în România, să cum au intrat și în Cehoslovacia. Și atunci cineva l-a sfătuit, domnule, ar fi bine să-ți faci un cont
că dacă intră rușii să-ți faci un guvern de exil, să nu te duci la regina Angliei care te-a plimbat cu trotineta să-i ceri un sandwich de mâncare. Să ai bani tăi și faci un guvern de exil, nu știu ce, să ai bani, să nu fii un amărât acolo, știi? Cum s-a întâmplat cu mulți președinți până America Latină care au ajuns până în Occident și stăteau într-o mansardă, că nu aveau bănuți și nu puteau să... În fine. Și atunci s-au creat aceste fonduri care treceau până Austria, că Austria a profitat de fratele lui, neutră, și ăla care s-a sinucis, de o a atârnat de un calorifer cu picioarele în sus. E greu să crezi că te poți spânzura totuși de un calorifer, știi? Decât dacă caloriferul ar fi pe tavan. Deci insinuați că a fost omorât de securitate. Sigur că da. Păi la el erau toate conturile astea, erau băieți câte trei răspundeau să urmăreau unii pe alții. Așa se explică apariția milionarilor, oligarhilor români încă din primele zile ale anilor 90. Erau unii cu sute de milioane sau cu zeci de milioane. Haideți să continuăm discuția unii despre oligarhi. Unii care vindeau ciment, unii care vindeau mobilă, unii care vindeau, în fine. Revenim imediat. Scurtă pauză și ne întoarcem. Am revenit, domnule Dinescu, rămăsesem la povestea băieților deștepți care au făcut bani după Revoluție. Băieților mai mult decât deștepți. Oligarhi. Erau în sistem, da? S-au mai rărit între ei după, s-au mai fost găsit câțiva. Dar ăștia, încă o dată, plantau conturile, că nu erau pe numele lui Ceaușescu. Ca să te duci la o bancă elvețiană, trebuie să te duci în persoană să depui. Și atunci erau băieții din firmele astea, așa, și depuneau bani. E, acești bani s-au evaporat. S-au făcut o comisie, un brobodeală, știi, cum s-au întâmplat multe. În România ai făcut o comisie, știi că cazul e mort. Moare subiectul. Da. Și nu s-a găsit niciun ban. Păi stai puțin, el a plătit datoriile în nebunia lui, că asta a fost teroarea lui, că dacă el nu plătea datorie și lăsa poporul să asculte muzică la televizor, populară, ușoară, și mai dădea și de mâncare, trăia așa cum, ca Fidel Castro poate ajungea, știi? Îl realegeau, s-ar putea la un moment dat. Știi că este o nostalgie a unora, oameni mai amărâți, și nu numai oameni amărâți, dar oameni care nu s-au... șocul ăsta al intrării bruște, într-o zi, în capitalist din comunism, a lăsat grave urmări. Gândește-te că Ion Iliescu, când a apărut la alt etaj și în alt studio, nu la studioul meu, că eu n-am fost alături de el nici, prima lui frază a fost asta: Ceaușescu a continuat nobilele idealuri ale comunismului. În mod normal, Ion Iliescu ar fi trebuit să fie cinstit și să rămână președinte al Partidului Comunist. Datorită acestei fraze, cred că tot îl alegeau, știi? Exact. Că oricum visa lumea. Lumea a uitat atunci, știi, Gorbaciov lângă pe Gorbaciov. Datorită Gorbaciov s-a distrus zidul ăla Berlinului. Da, Gorbaciov a fost atunci în România, în 89, o vizită care a stârnit totuși multe discuții și multe scântei. Există această teorie că Gorbaciov i-ar fi transmis lui Ceaușescu, gata să plece de la conducerea țării, că trebuie să vină un nou val. Păi, Gorbaciov, într-un fel... Și el s-a sinucis, că el nu renunțase totuși total la comunism. El a vrut să facă un comunism cu față umană. Cu acele perestroica și glasnost. A venit cu perestroica, glasnost, transparență, adică să lași presa puțin liberă, să dai poporul nu știu ce, știi? Dar n-a ținut cine e, ca povestea, nu poți să rămâi puțin gravidă. Ori ești gravidă, ori nu ești. Ori el a crezut că poate rămâne comunismul ăsta cu față umană. Comunismul n-a avut față umană, din păcate, decât în idealiștii aia care au crezut că poate să facă o lume dreaptă, o egalitate. Nu există. De când e lumea și pământul? Egalitarism. Nici la nicio specie de animale, știi? Leoaicele omoară prada și vin lei și o hale și pormă trec ele să ciugulească și ele de pe oase câte ceva. Ori asta s-a întâmplat. Era clar că Ceaușescu era împotriva curentului ăsta. În vreme ce în 68 a avut curajul să critique intrarea trupelor sovietice în Cehia, când a început în Polonia chestia cu
cu Solidaritatea. Cu sindicatul Solidaritate. Solidaritatea și cu biserica poloneză, așa? Și cu papa. Ceaușescu a cerut Moscovei să intervi, să intre. Ar fi intrat, ar fi trimis trupe, știi? Este chestie reală, dar nici asta nu se spune. Eu nu înțeleg istorici ăștia, de ce nu vor să scoată o carte de istorie reală, fiindcă copiii ăștia habar n-au. Dacă întrebăm cine a fost Ceaușescu, nu știu, un om bun, așa știu de la mama. Dar nu știu ce om bun, de ce era bun, era preot, era ce naiba era, știi, de era atât de bun. Deci el rămăsese singurul stalinist între restul țărilor blocul sovietic, că toți au încercat să îndulcească puțin, da? În Serbia, de exemplu, în Iugoslavia, Iugoslavia aveau pașaportul ăla în buzunar, ieșeau când vreau, când dorea ei să munceau în RFG, era liberalizare, să găsea tot ce trebuie la ei. Dacă te uitai, pe vremea noi ne uitam, dacă erai în zona Timișoare, te uitai la televiziunea sârbă, știi? Cum noi ajunsesem să ne uităm la frații bulgari. Copiii noștri, fiindcă nu se mai dădeau nici pentru copii, erau două ore atât de televiziune, parțial color, o oră cu Ceaușescu color și o oră alb-negru tot cu realizările. Și atunci copiii ascultau aia de culcare, nu mai știu cum se chema, era un cântec ăsta de noapte bună, Leca Noci. Leca, Leca Noci, Leca, Leca Noci. Așa ne adormeam copiii de 2 ani, că erau desene animate, știi, se dădeau. Se uitau la desene animate bulgare. Bun. Am plecat de la acel interviu din Liberation. Din Liberation. O să spună lumea că nu vreți să-mi spuneți, tocmai pentru că a existat ceva. Păi nu e scris de mine, scris de Gorbaciov, am stat din parcă. Nu, și în clipa în care am dat cartea aia la... am reușit să mai public, dar... deci n-am mai ajuns la cenzură, ăștia trimiteau manuscrisul la Ministerul Culturii și Educației Socialiste, când s-a desfințat cenzura, n-au rămas cenzorii șomeri. Au căpătat o altă titulatură, controlul presei, nu știu, și ei citeau și trimiteau înapoi la redactorul de carte, la Cartea Românească, zicem, și ăla spunea, domnule, trebuie să scoți 15 poezii sau 20. Și în clipa când mie mi s-a întâmplat chestia asta, am spus, stați puțin. Păi la conferința scriitorilor n-a spus Ceaușescu că s-a desfințat cenzura. Eu nu accept să fiu un om cenzurat într-o țară fără cenzură. Nu pot fi cenzurat, îmi pare rău. De care zic, o să vin cu o pancartă în curtea unui scriitor, o să scriu un poet cenzurat într-o țară fără cenzură. Zic, nu o să spun la Europa Liberă asta, chiar în curtea Uniunii Scriitorilor o să fac chestia asta. Și au intrat aia în panică, nu știu ce, atunci am văzut pentru prima dată, era până 85, cred, se întâmpla chestia, băieții cu mașina în capă la Bitolia. Atunci am scris câteva scrisori lui Răposatul de Repovescu, le-am publicat. Am și discutat. Se găsesc în jurnalul, eu nu le mai aveam, acele scrisori, dar le dădeam prietenul meu, Mircea Zaciu, marele critic și eseist, profesor universitar de la Cluj, care mă iubea foarte tare, dar și eu pe el îl admiram foarte tare. Și în cartea lui, în jurnalul lui Mircea Zaciu, am găsit acele scrisori pe care eu nu le mai aveam. Așa. Apropo de băieții care mă urmăreau încă din 85. Și cu o zi înainte să vin fatidica zi în care eu voiam să apar cu greva foamei. Să fac nu greva foamei, că nu. Nu făceați greva foamei. Nu, am spus că protestez cu o chestie pe pildă. Am fost chemat la Ministerul Culturii și Educației Socialiste, era și redactorul meu și doi băieți cu ochi albaștri și nu mai știu ce secretar. Da? Și doar și Dinescu ne-am gândit la o soluție. Astea, poeziile astea, să spuneți că nu sunt scrise în România. A fost în străinătate, nu? Zic că am fost. Fusesem, cred, numai în Serbia. Și am fost. Păi puneți acolo și să rezolvă. Că, cum ar veni, ce se întâmplă acolo, nu? Și am scris Tokyo. Se poate lua o carte de-a mea, Rebone, Gustorul, cred că. Ați călătorit Tokyo, cu poeziile Paris, în toată lumea. Toate capitalele, München. Nu rata să asta,
celebra poezie Nu mai bere la berărie, i-am pus München. Știi, în Germania nu se găsește... cred că ți-am recitat-o aia. Nu mai bere la berărie, mor cartiere, latră tramvaie, pe umejoare ruguri de paie, se coc eretici de meserie. Doamnă cerneală, du-te-n pâraie, fă-te pădure, doamnă hârtie. La berărie nu mai bere, putea cu tremur, ținte de clanță, iară de lucru la madutanță, iar or să facă proști advere și o să admire de la distanță curajul nostru crescut în sere. E bine, acea poezie pe care scrie München, când mi-a tradus-o Werner Zöllner în germană, nemții se tăvâleau de râs că nimeni nu spusese în limba germană această frază Nu mai e bere la berărie. În Germania de 700 de ani a fost bere, a fost bere și în timp de pace și în timp de război. E bine, în România comunistă nu exista bere la berărie. Și nu exista, era și un bag. Zice, domnule, se găsește brânză. Nu, zice, aici nu se găsește carne. Dincolo nu se găsește brânză. Deci, asta era realitatea noastră. Haideți să ne întoarcem la realitatea contemporană. Ei, și atunci am văzând, când am ajuns cu moartea, citește ziarul, mi-a venit și mi-a spus, domnule Mungur, nu se bate. Am stat și am cucerit, domnule, ce să fac? Bun, o trimit în străinătate, dar o carte de versuri n-are ecou unei cărți de proză, nu știu ce, știi? Bun, și am trimis manuscrisul. Era fiica lui Eugen Jebeleanu, Florica Jebeleanu, rămăsese la Paris și venea în țară, că rămăsese oficial, nu știu cum, adică cred că erau evrei, Eugen Jebeleanu era evreu și puteai să emigrezi dacă voi, cereai, aveau voie. Bine, se plătea, nu știu ce, ca să rămâi. Nu știu dacă... Cum și în cazul nemților, la fel se plătea. Da, și cazul nemților. Și a venit în țară și m-am întâlnit cu ea la casa scriitorului. Eugen Jebeleanu avea o masă specială pe colț, așa, la restaurantul casa scriitorului. Și zic, ne-am îmbrățișat, zic, Florica, fii atent, sunt într-o perioadă nasoală a vieții mele. Eu n-am mărit, că atâta vreme cât puteam să-mi public cărți, să-i dau mulțumit, că băgam eu acolo multe șopârle și crescătoria mea de șopârle. Dar zic, vreau să dau un interviu la un ziar francez, știi? Miele Hamite, știi? Aveam și sentimentul, băi, zic, bă, dacă moare Ceaușescu, o să vină altul, nu știu, și o să ne întrebe, băi, copiii mei, când o să... Mă, ce dracu ați stăcut, mă, că v-ați umilit în... Era scriitor, pasămite, curajos, că atunci era chestia, facem rezistență prin cultură, știi? Nu credeți în teoria asta? Ce e rezistența prin cultură? Toți și făceau rezistență și frizere prin tăiat, prin bărbierit. Ce e rezistență prin cultură? Era o formă subtilă de a masca lașitatea, știi? Că, domnule, noi ne vedem de operele noastre, nu spunem clar și cu voce tare ce se întâmplă în România. Și eu am spus despre dărâmarea satelor, despre foamete, despre mor copii, când se stingea lumina în incubatoare, nu se găsea lapte praf, nu găsea nici de-astea de înfășura copii, în fine. Deci Florica Jebeleanu s-a întors la Paris. S-a întors la Paris. A discutat cu Monica Lovinescu, nu știu, da? Și m-am trezit într-o zi, în 88 asta, pe Bitolia, un domn, bonjour, Monsieur Dinescu, nu știu cum îl chema. Și pentru un interviu. Zic, perfect, zic, stați puțin. M-am uitat pe fereastră, deja mașinile negre erau acolo, urmărea pe băiat. Zic, uite, domnule, sunt de acord să-ți dau un interviu, dar matale o să ieși de aici și ăștia o să pună mâna pe... Deci i-ați spus asta? Zic, ai întrebări? N-aveam întrebări. Zic, las că o să-mi pun eu. Mi le-am pus eu singur întrebări și o să spar vină. O să vorbesc cu prietenul meu, ambasadorul Olandei, nu? Kunststork. Kunststork, care era ambasadorul Olandei și care fusese ambasador în Cuba și știa ce înseamnă o țară socialistă, comunistă, cu nu știu ce, știi? Întâmplarea a făcut că mie mi-a apărut o carte la Londra, la o mică editură, așa, era o româncă prietenă cu o cucoană care scria poezii și a făcut o mică editură. Și acolo mi-au dat voie să mă duc, dar a trebuit să merg la Gogu Rădulescu, care simpatizau cu scriitori, să-mi dea voie să mă duc să-mi lansez cartea, cum am venit la Londra. Și în casa acelei românce am cunoscut doi domni.
Arbuthnot, nu mai știu cum îl chema, și încă un domn colonel în armata engleză. Ăla a venit ambasador peste o jumătate de an și ăla a fost șeful chestii atașatul militar al ambasadei. Și cum au venit în România? Au vrut să vă cunoască. Păi nu, i-am cunoscut acolo. Au vrut să vă reîntâlnească. M-au invitat la ambasadă, știi? Pe vremea aia n-aveai voie să mergi la ambasadă. Pentru că să iei contact cu străinii. Da, și trebuia să semnezi, dacă lucrai în presă, că nu ai voie să, că nu te vei duce, îți luai un angajament. Eu am refuzat, lucram la România Altera. Am fost chemat, domnule, de ce nu? Păi zice, domnule, eu sunt scriitor, eu nu știu... Eu n-am niciun secret, că sunt la România Literară, da? Și sunt poet, tot ce secrete. Și tot ce secrete am le pun pe hârtie, că astea sunt secretele mele, că, pe care mă lasă Dumnezeu să le pun pe coala de albă, de hârtie. Și n-am vrut să semnez chestia asta. Și când am fost la prima vizită la ambasadorul, la ambasada Angliei, am fost chemat la Ministerul Culturii și tu ar fi gândit, ați fost la ambasador, da. Păi știți, domnule, știu, dar nu v-am spus că eu nu. Domnule, bine, n-ați semnat, dar măcar să ne anunțați și pe noi înainte că mergeți. Păi zic, știți de ce nu vă anunț? Că sunt niște băieți care, așa știți că ne deja. Faci fotografii. Dacă tot știți de ce să vă anunț, eu că vă anunț ei, că probabil de-aia m-ați chemat, eu nu v-am anunțat și nu ați să-mi spuneți că am fost, nu? Și odată i-am invitat la mine acasă, nu în subsolo, socrii mei stăteau avea un apartament, ceva mai, trei camere, fine. Și i-am invitat la de Paște la mine. Scurt, domnule Tinescu, suntem pe final. Aveam un prieten, Fane Boraș, mare medic, oftalmolog, așa, cu care mai mergeam eu la pescuit. Fratele meu avea o infecție la ochi, așa l-am cunoscut. A murit ori până la urmă, că asta a fost. I-am spus lui Fane, zic că vine, i-am invitat la masă, ce naiba să le dau? A, mici, asta e. Ce tocmai mi-a adus din Delta, că el i-a operat, gratis i-a operat pe aia din Delta, că aia datorită faptului că beau spirit medicinal, să ataca ochii, mulți orbeau și aveau mari probleme. Și ce, hai că îți dau și un borcan de icre, deci tu că nu știu, mamă, și le-am făcut o masă, un șalău de ăsta de vreo 8 kg, în fine, cu talentul meu de bucătar, am avut mare succes. Și a doua zi am fost chemat din nou. Domnul Șunescu, am fost la dumneavoastră acasă, l-a vizitat și pe Pleșu, că atunci și Pleșu a avut probleme, că a intrat și el, cum ar veni, s-a cuplat cu mine, ceea ce l-a supărat foarte tare pe prietenul său, filozoful... Domnul Liceanu? Liceanu, da. Și ăștia... A fost la noastră acasă. Erau îngroziți de ideea că un ambasador vine în casa unui român. Dar ce? Ambasadorul meu? Dar a fost și atașatul militar. Domnule, v-am spus și data trecută. I-am cunoscut la traducătoarea mea. Ar fi trebuit să intre în panică englezii, că dacă soacră mea e rusoaică, dacă afla câte tancuri au englezii pe nu știu, deci eu n-am ce să le spun, nu am niciun secret, în fine. Domnul Dinescu, continuăm povestea săptămâna viitoare. Bine. Atât pentru astăzi, ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.